dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Am intrat în septembrie și afară pare că este vară. Chiar de dimineață avem călduri infernale, ceea ce până la urmă poate este bine. Astăzi, la cafea, vorbim despre liberalism, liberal, candidați, programe, proiecte la nivelul județului Neamț și la nivelul municipiului Piatra Neamț. Invitații noștri de astăzi, doi candidați pentru Consiliul Județean, unul pentru Consiliul Local celălalt, și care vin să discute și să ne convingă că reprezintă echipele cele mai bine pregătite și dotate ca program și sunt mesagerii celor care candidează pentru pozițiile de președinte al Consiliului Județean și primar al municipiului Piatra Neamț. Invitați de astăzi, domnul Vasile Panaite. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Și domnul Adrian Jucan, bună dimineața! O prezență mai, cum să spunem, mai familiarizată cu acest studio. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bărănescu și dumneavoastră și urmăritorilor emisiunii dumneavoastră. Trebuie să spunem că domnul Jucan a crescut odată cu studioul nostru aici. El a văzut și primele încercări și după aceea primele dotări și tot așa și tot așa. Domnilor, mă bucur că ați venit și ce vreau să discut cu domniile voastre astăzi, în primul rând despre, înainte de a ajunge să discutăm despre programe, proiecte, om, despre implicare. Deci, eu sincer mă bucur foarte mult că apar oameni noi care se implică în politică sau oameni care au făcut politică și se implică acum într-un proiect. De aceea v-aș ruga și v-aș provoca să începem de aici. Cine dorește, cine poftește, să înceapă primul. De ce implicare acum și de ce în această echipă? Și după aceea mergem spre proiecte. Cine dorește? Domnul Jucă, vă rog. Da, sunt cel mai nou, să zicem, în politică dintre noi doi. Tot timpul am fost implicat în viața comunității, într-un fel sau altul. Prin proiecte, în special sprijinind asociații sau proiecte propuse de asociații sau prin proiectele pe care le-am făcut prin compania pe care o administrez. Am cochetat cu viața politică, am urmărit-o tot timpul și tot timpul am considerat că trebuie să ne implicăm și nu putem să fim doar spectatori. De pe margine toată lumea își poate da cu părerea. Lucrurile se schimbă doar implicându-ne și în momentul de față consider că am experiența necesară, am tăria de caracter necesară și pot să aduc un plus inclusiv vieții politice. Prin politică pot să schimb lucrurile la un nivel mai ridicat. În toate acțiunile pe care eu le-am făcut până acum, resursele și oamenii care puteau fi capacitați atingeau o oarecare barieră. Politica și implicarea politică poate să ducă lucrurile la un alt nivel. Trebuie să avem în politică oameni care să fie într-adevăr implicați către și care să se uită către comunitate și către binele celorlalți. În felul ăsta am ajuns să-l cunosc pe Andrei Carabelea și în felul ăsta el m-a determinat la un moment dat să fac pasul către echipa pe care el o avea atunci. După care am ajuns la dragostea mea de dintotdeauna la Partidul Național Liberal. Am fost simpatizant și am votat tot timpul cu Partidul Național Liberal. Cred că o singură dată am fost pus în situația de a alege, o situație de a ingrată, dacă ne aducem aminte niște alegeri unde erau doi candidați cu care nu putea să fie. Prin 2012, parcă. Exact, exact. Dar cu toate acestea, inclusiv atunci mi-am exercitat votul și asta insist la toată lumea, pentru că văd în jurul meu, la ieșirile, la întâlnirile cu oamenii, multă resemnare. Văd multă resemnare și văd mulți oameni care spun că nu se poate schimba nimic. Iar eu mă uit în ochii lor și le spun că se poate schimba. Se poate schimba, dar dacă stăm și doar ne uităm și criticăm, într-adevăr,
lucrurile nu se vor schimba. Orașul acesta, județul acesta, țara aceasta va fi guvernată de cineva. Deci, bun, rău, dar va fi guvernată de cineva. Dacă noi stăm și spunem că nu se poate schimba nimic, în felul ăsta chiar nu o să se schimbe. Dar dacă ne implicăm și aducem un suport de orice fel, moral, dar în primul rând, prin exercitarea dreptului la vot, lucrurile pot să iau o turnură pozitivă. Da, este o pledoarie pentru implicare din partea unui om care n-a făcut politică. Haideți să vedem pledoaria pentru implicare din partea unui om care a făcut politică și care acum este într-un nou proiect. L-ascultam pe colegul meu și mi s-a părut interesantă abordarea lui. Eu aș veni cu o mică povestioară, să spun așa. Eram, cred că, prin anul 2000 și eram cu lider marcant a unui partid la vremea respectivă și am mers la un meci de fotbal. Și l-am întrebat de ce. De ce la un meci de fotbal? Și mi-a arătat alți lideri marcanți de la vremea respectivă în tribune și mi-a nominalizat pe fiecare dintre ei, spunând în fiecare cam cu ce se ocupă. Și l-am întrebat din nou, de ce? Și mi-a zis, ușor, ușor, unii dintre voi să trebuiască să se pregătească să ia locul acestor oameni. Acelor oameni care la vremea respectivă erau undeva în jurul vârstei de 60 de ani, dar care conduceau destinele județului. Au mai trecut un pic timpulețul și a venit proiectul numit Dragomirești. Eu am hotărât în momentul respectiv, cred că în 2003. La un moment dat am zis, domnule, nu se poate. Primăria în care lucram de vreo 2 ani, 3 ani de zile, avea mobilier din 40 și. Văzând de jur împrejur că anumite lucruri se schimbă și am zis, domnule, este imposibil, n-am cum. A fost acel eveniment, alegerea mea în 2004, ca primar. Eram cel mai tânăr primar, am fost 2 mandate cel mai tânăr primar din județul Neamț. Și cu toate astea a fost așa un fel de stigmat în care trebuia să confirm. După care a urmat toată evoluția care ulterioară, primar, prefect, diferite campanii electorale, diferiți oameni care o parte din ei au confirmat, o parte din ei au rămas la stadiu doar de intenție și așa a apărut ideea de a candida la Consiliul Județean după experiența inclusiv numită prefectură în care am avut contact direct cu marea majoritate a primarilor, colegii mei, și cu care am încercat să interacționăm și să găsim soluții împreună. În perioada respectivă am ținut o strânsă legătură, să spun așa, inclusiv cu actualul președinte al Partidului Național Liberal, Organizația Județeană Neamț, în speță, domnul Cosmanciuc. Și de multe ori am avut o așa o relaționare și chiar în zilele premergătoare deciziei de a candida la Consiliul Județean, i-am spus cu subiect și predicat, ai reușit să mă convingi de proiectul tău. Ai reușit să mă convingi că crezi în ceea ce spui. Nu este doar o declarație, era o discuție mai mult amicală așa între doi oameni. Și am împărtășit această viziune a mea despre el într-o formă prietenească. Nu a avut nicio declarație politică sfărăitoare sau de altă natură. Doar a zis, băi, ai reușit să mă convingi de proiectul tău ca om în primul rând. L-am văzut extrem de implicat și în momentul ăla și ce mi s-a mai părut interesant că în perioada asta de când am declanșat noi așa zisa tatonare asupra campaniei electorale, de foarte multe ori a venit și m-a întrebat care-i viziunea ta pe acest subiect. E logic, nu putea să ia tot ce am spus eu, dar o parte din ideile pe care le-am ridicat, trecute prin filtrul propriei personalități și a rațiunii proprii, s-au regăsit în niște linii ale campaniei electorale și ale programului de guvernare, să spunem așa, pe următorul mandat a echipei liberale. La fel am văzut o grămadă de colegi care sunt foarte implicați. Și toate astea m-au determinat să pun osul la treabă, cum se spune. Ok. Haideți să mergem mai departe. Domnul Carabela. Domnul Carabela este candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Dumneavoastră faceți parte din această echipă. Cu ce vine echipa pe tapet în acest moment pentru Pietreni? Pentru că e o situație destul de ciudată pentru PNL. Trebuie să vină și să propună o echipă nouă în condițiile în care s-a produs acea defecțiune despre care toată lumea știe cu domnul Chetic, care a sprijinit candidatul PNL până în momentul în care a hotărât să candideze domnia sa. Înainte de a vă răspunde
cât de cât concret la ce mă întrebați dumneavoastră, vreau să preiau ce a spus domnul Panainte cu DC-ul, pornind de la povestea cu echipa de fotbal. Când m-am implicat în acest proiect alături de Andrei Carabelea, o întrebare obsesivă pe care i-am adresat-o a fost: de ce faci asta? De ce candidez la funcția de primar al municipiului? Pentru că trebuie să ne implicăm noi tineri. Bun, dar de ce-ul tău? De ce faci chestiunea asta? Și până la urmă am ajuns la de-ce-ul lui. De-ce-ul lui este că iubește acest oraș. Iubește acest oraș și iubește oamenii din acest oraș. Și pornind de la lucrul ăsta, orientarea lui către a face lucrurile pentru oameni, în felul ăsta s-a și construit echipa din jurul lui. Și fie că vorbim de Teodorescu Constantin, fie că vorbim de domnul Alu Gheorghe, fie că vorbim de Adrian Ciobanu, oameni cu experiență, oameni care sunt implicați, oameni cu o moralitate ridicată, sau domnul Obreja, uitați că am uitat un nume foarte important din echipă. Asta, toți oamenii aceștia se pun alături la DC-ul lui Andrei Carabelea. Da? Deci dragostea față de oraș și față de oamenii acestui oraș. Toată echipa aceasta vrea să construiască un proiect în care oamenii să se simtă bine, pornind de la cei trei piloni pe care Andrei Carabelea i-a menționat în repetate rânduri, respectiv un oraș cu oameni sănătoși, cu mediu sănătos și cu economie sănătoasă. Pornind de la acești trei piloni, tot proiectul lui se va putea construi pe niște principii. Urmărim oameni sănătoși unde educația să aibă un rol important și unde sănătatea să fie accesibilă tuturor pietrenilor, atât prin centrele de permanență cât și prin spitalul municipal. De asta și trebuie în multe proiecte, orașul și municipiul Piatra Neamț nu poate fi pus el singur. El va trebui gândit într-o relație strânsă cu Consiliul Județean și Consiliul Județean condus de către Mugur Cosmaciuc va fi un argument important în dezvoltarea acestui oraș. Dacă îmi dați voie, eu aș face o completare. A trecut vremea gândirii aceleia autarhice. Deci eu sunt primar de Piatra Neamț și cu asta basta. Vă dau un singur exemplu, transportul în comun. Nu-l mai poți gândi doar pentru Piatra Neamț, pentru că ai comune legate de Piatra Neamț și atunci trebuie să gândești la nivelul acela. Consiliul Județean partener și zona din jur aproape trebuie să o gândești ca fiind integrată de multe ori. Nu mai poți gândi, bă, că știi, noi suntem, tu ești primar acolo, hai să gândim că de acum ne unim cum ar veni. Una dintre chestiunile care sunt deosebit de importante, deci unul dintre cei trei piloni care sunt, se pot dezvolta doar într-o strânsă legătură cu Consiliul Județean și care trebuie să aibă în vedere zona metropolitană, este economia sănătoasă. Deci, dacă tu orașul ok, poți să ți-l faci curat, poți să asiguri niște spații verzi pentru orașul tău, dar economia sănătoasă nu se poate dezvolta decât într-o zonă metropolitană. Și aici, normal că excede teritoriul municipiului și a orașului Piatra Neamț. Toate trebuie puse într-un sistem integrat. Oamenii sunt într-o continuă mobilitate, sunt conectați. Unii dintre ei vor să se ducă mai spre zone mai, eu știu, spațioase. De asta, transportul în comun este unul dintre elemente, dar inclusiv element, da. Investițiile care se pot atrage, nu le poți atrage doar pe teritoriul municipiului. Ele trebuie să vină și în zonele adiacente. Deci zona metropolitană este un aspect care trebuie dezvoltat și trebuie atrași toți cei implicați. Toți jucătorii din zonă. Exact. Pentru că și proiectele europene, cu cât ai mai mulți locuitori pe zona în care proiectul ar trebui să funcționeze, cu atât ai șanse mai mari la accesarea acestui proiect. Și vorbași de plafoanele, da, care pot fi accesate, că sunt de cele mai multe ori direct proporționale cu numărul de adresabilitate a populației la care vine. Iar zona asta metropolitană de care vorbea domnul Jugan anterior, ea se întâmplă aproape firesc. Nu trebuie să o mai excludem din discuția noastră, exceptând, să spunem așa,
unde deja se umple legătura între Piatra Neamț și Girov, toate celelalte localități adiacente s-au cam legat. Aproape nu-ți dai seama, în afară unui indicator care îți spune bine ai venit în comuna Dumbrava sau bine ai venit în comuna Alexandru cel Bun sau bine ai venit în Gârcina. Sau... Deci în afară de acele indicatoare nu-ți dai seama că sunt niște limitări între localități. De asta dezvoltarea în sine. Ați punctat foarte bine adineauri cu adresabilitatea unui grup mai mare atunci și plafonul de investiții și de atractivitate și pentru fonduri europene crește. În momentul ăsta, realist vorbind, o investiție de un anumit calibru, nu mai ai loc fizic să o dezvolți pe raza municipiului Piatra Neamț. Și atunci el trebuie să te externalizeze într-o zonă care să aibă și influență. Știm foarte bine că aglomerările și orașele în general, aglomerările urbane, atrag și traficul atât de cash flow cât și de tot ce înseamnă atracție pentru persoane. Și atunci trebuie să le cumva să-i relochezi spre extremitățile ariei administrative, în speță la comunele de jur împrejur. Iar făcând trimitere, ce spunea Adrian, la acel DC-ul, nu este doar un DC al iubirii, pentru că eu sunt convins că în acest moment, dacă mergem prin oraș, măcar jumătate din acești locuitori au măcar încă o variantă, să spunem așa, în care s-ar putea muta. Dar ei se încăpăținează să trăiască în acest oraș în care trăiesc zilnic cu speranța că va fi mai bine. Eu sunt absolut convins. Ce obțin jumătate din populație? Și vă spun acest lucru prin prisma faptului, și domnul Bălănescu mă știe, un plimbăreț pe jos, așa să spun. Stau de vorbă și interacționez. Biciclist. Și biciclist și pe jos și interacționez cu foarte mulți oameni. Și într-adevăr, foarte mulți îmi spun deschis, doamne, aș putea să mă mut, dar aleg să trăiesc în orașul ăsta. Același lucru l-am făcut și eu. Am ales să trăiesc în acest oraș și echipa noastră liberală, să spunem așa, în afară de acele sentimente nobile și acele nutriri și nobile, avem inclusiv parametri și indicatori pe care ne putem flexa să obținem performanță în acest oraș. Am fost întrebat la un moment dat de ce Piatra Neamț, de ce județul Neamț, dar de ce Piatra Neamț? Pentru că chiar ne dorim să facem performanță și eram cu un coleg la un moment dat undeva pe niște dealuri, nici măcar semnal nu era, și m-a întrebat totuși, băi Piti, de ce? Vă doresc din suflet să facem performanță. Și performanță și eu vă știu de foarte mulți ani și împreună ne știm de foarte mulți ani. Orașul ăsta a avut o evoluție sinusoidală, ca orice altă comunitate, ca orice alt grup, ca orice familie. Problema este că eu cred că a venit momentul. A venit momentul și bunica mea avea o vorbă. Și în momentul ăsta cam aici ne pliem. Măi, dragul mame, n-am covor. Dar țolul ăla alb, unde cordica aia e albă, păi e albă. Să fie curat. Și în momentul ăsta, iertați-mă că vă spun, nu e. Noi am avut... E minimul de abordare, ca să nu spun. Orașul Piatra Neamț și județul Neamț au avut mai multe posibilități de a socoti că acum este momentul. Corect. Au avut multe asemenea posibilități. Din păcate, în momentul în care s-a ajuns să se apese butonul, se greșeau butoanele. Se greșeau butoanele. Mie îmi place... Sau se alegea al butonului. Nu ne-a spus mai plastic, da. Așa, prin a spune a greșit. Haideți să încercăm să purtăm o discuție constructivă. Mie mi-a plăcut ideea. Primăria nu poate singură să trăiască, să dezvolte. Haideți să încercăm să gândim constructiv. Care sunt palierele pe care o colaborare, primăria, Consiliul Județean și de ce nu, zona metropolitană, pot permite dezvoltarea municipiului și nu numai, pentru că dacă se dezvolte inima județului, mă rog, o inimă, hai să-i spunem, mai slăbită acum un pic, așa, se dezvoltă și județul. Și vă rog, mie mi se pare fascinant să discutăm așa lucrurile. Să nu ne mai raportăm doar la chestiuni din acelea mărunte și hai să spunem, domnule, le rezolvăm noi și la 3 luni după ce am ajuns în primărie, am rezolvat problema apei. Nu crede nimeni că se poate rezolva problema apei în 3 luni de zile. Vă rog, eu sunt dispus să vă ascult. În aceeași măsură știți foarte bine că ați ridicat la filou mingea cu apa pe care o aveam ca un exemplu de interacțiune și de colaborare între municipalitate și Consiliul Județean. Compania Apa Serv este o companie la care acționar majoritar este Consiliul Județean. Bun. Dar ea operează într-o mare măsură și știm foarte bine cum operează, pe raza municipiului Piatra Neamț, da?
atât eu, cât și noastră, cât și Adrian, cât și colegii noștri, beneficiază de aceste servicii, să-i spunem așa, între ghilimele, aproape zilnic, cu întreruperile aproape săptămânale, ca să nu le spunem, și cu toate celelalte. Am văzut în decursul timpului, în ultimii 20-25 de ani, suficient de multe intervenții punctuale pe avarii, dar la fel de multe intervenții în așa zise proiecte. Dacă noi, în acest moment, la nivel județean, coroborat cu tot ce înseamnă municipalitate, nu gândim un master plan de înlocuire a rețelelor care sunt vechi, se va întâmpla același lucru. Indiferent, vom face un tronson, nu știu, de la Sarata până la zona Precista. Nu înseamnă că am rezolvat. Înseamnă că am rezolvat un tronson. Eu, cel puțin în viziunea mea, cred că în tot ce înseamnă apa servă, trebuie implicare, pentru că apa servă în momentul ăsta este un uriaș cu picioarele de lut. Domnul Jucan, eu vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră, aveți o clinică. Da. Vine pacientul la dumneavoastră și spune așa, domne, eu vreau să fac o operație de cataractă. Dumneavoastră vă duceți la sindicatul opticienilor și al medicilor care se ocupă cu asta să-i spuneți, domne, vă anunț că îi fac operație lui ăla. Sunteți de acord să-i fac operație lui ăla? Se întâmplă lucrul ăsta la dumneavoastră? Nu mă duc la sindicat, dar poate mă duc la niște instituții care... Mă înțelegeți? De ce vă înțeleg. Spun? Vreau să vă spun acum ca să vedeți de ce am ajuns aici. Apa Servo este o instituție, da? Are acționar Consiliul Județean, are acționar primăria care răspunde de utilitățile din zonă, le administrează Apa Servo, dar investiția... Proprietatea este a municipalității. La fel și la Roma, la fel și la Săbăuan și în altă parte. Dar când te duci să tragi de guler, Apa Servo zice, știți, pardon, hotărârile nu le luăm noi, le ia Adi Aqua Neamț. Adică un fel de chestie a apărut acolo care zice, da, sunt primarii toți și fiecare au câte un vot. Nu mai contează cine are conductele, cine e proprietar, ce investiții trebuie să facă. Toți au un vot. Stănița are același vot ca și Consiliul Județean, ca și primăria municipiului, ca și municipiul Piatra Neamț. Și atunci, aici cred că ar trebui să lucrăm. Domnule Bălănescu, și cum se sparge bula asta, domnule? Eu când am o problemă, eu sunt concentrat. Care este soluția? Care este soluția? Că dacă ne doar stăm acolo în problemă, până la urmă cetățeanul din Piatra Neamț în momentul în care... Nu-l interesează Aqua Servo. Exact. El nu înțelege sistemul ăsta. Cine este vinovat când nu-i curge lui apă la robinet sau nu-i curge o apă e simplu. Curată deschide, la robinet? Deschide geamul și zice, băi primarul, băi Apa Servo. Bun, și atunci... Deoarece reprezintă interesele cetățenilor din Piatra Neamț, vor trebui găsite soluțiile astea. Într-adevăr, spuneați că dacă mă duc eu la sindicatul, e o problemă de a ne așeza cu toții la masă. Noi, în general, societatea noastră, avem o problemă de a ne așeza cu toții la masă și ne asculta și de a găsi proiectul comun pe care să-l facem, să ne punem de comun acord. Avem foarte multe păreri, fiecare este foarte deștept în pătrățica sa acolo. Și poate să-și dea cu părerea. Dar haideți să stăm aici, domnule, o săptămână la masa asta, ne batem capul până găsim soluția pentru oameni. Deci așa pasarea problemei de la unul la celălalt și arătatul cu degetului, da, putem să o facem și asta, dar nu putem să o facem la infinit. Deci trebuie să găsim niște soluții și să ieșim din acest cerc vicios. Iar în momentul în care un primar, din punctul meu de vedere, are nevoie de suportul oamenilor, bă, trebuie, am nevoie de ajutorul vostru. Uite, cum spuneați, votul meu este unul singur și atunci am nevoie, pentru că votul unui reprezentant al primăriei totuși ar trebui să conteze destul de mult, că votează mii de oameni pentru astea funcția sunt respectivă. Lucrurile pregătite de factorul politic decizional care s-a gândit așa. Cum facem noi să împărțim să pasăm răspunderea într-un organ colectiv de muncă ca să ne aducem aminte de vremuri revolute. Și atunci spune așa, creăm niște asociații, ca alea, zice, le creăm, spunem așa, dacă avem asociații, putem atrage fonduri europene. Păi și eu întreb, avem o celebră asociație numită Adi Urb Trans, dacă îi întreb pe oameni, habar n-au. Aia este un fel de cimitir al elefanților. Cum nu mai era bun unul pe o funcție, era pus la Adi Urb Trans pe o funcție. Și de acolo, dacă intră, cu ce se ocupă ăsta? Păi cum? Gestionează transportul în comun pe raza
municipiului Piatra Neamț și a comunelor care fac parte din ADIUR Trans. Frumos, foarte frumos. De ce l-ați făcut? Păi să modernizăm transportul, să atragem fonduri europene. Știți ce s-a întâmplat? Au, nu pot să arăt la cameră câte proiecte au, că îmi trebuie trei degete și se încrâncișează, nu știu cum. Dar în schimb, avem două proiecte pe transport care se referă la municipiul Piatra Neamț exclusiv și n-au putut fi făcute pe municipiul Piatra Neamț. Iar Radiul Trans este pe undeva pe acolo la și alții. Adică, dar dacă vine momentul răspunderii, toată răspunderea va fi pasată pe acea chestie care practic nu funcționează. Este un cimitir al elefanților și loc unde ne angajăm rudele, prietenii. Mă opresc aici, că în rest nu. Deci este o chestiune de asumare până la urmă și de responsabilitate. Cine își asumă niște decizii? Foarte bine ați spus. Vrei să îngropi o problemă? Faci o comisie sau ca să o să disipi responsabilitatea. Exact. Nu, trebuie să... Este foarte importantă partea asta de atunci când chiar vrei să faci ceva, să o spui răspicat și să găsești elementele, să le pui în comun în așa fel încât problema respectivă chiar să ducă la o rezolvare. Spuneați de ADIUR Trans. Ok. Care sunt rezultatele, domnule? Clar, concret. Acum, rezultate sunt, s-au cheltuit niște bani, pentru că acolo intră niște bani frumoși. Dar pentru asta a fost creată. Cotizații. Deci sunt niște cotizații, sunt niște redevențe. Nu pot acum să vă spun, dar la un moment dat, dacă puteți să vă închipuiți, se virau bani la nivelul miliardelor pe baza unor tabele. Nu factură, nu altceva. Este o altă poveste. Haideți să vedem cum vede un om care a trecut și prin prefectură acest lucru. Adică, dom'le, care mai este răspunderea unui primar, al unui președinte de Consiliu Județean, în condițiile în care orice lucru se disipează în niște chestii care practic au personalitate juridică, dar nu răspunde nimeni acolo. Ei au personalitate juridică și, cum spunea și dumneavoastră adineauri, eu nu i-am regăsit și zic că sunt unul dintre oamenii relativ conectați la viața publică, să spun așa. N-am găsit niciun proiect care să-i poată recomanda în momentul ăsta să spună, uite, ADIUR Trans a atras fonduri de europene sau chiar guvernamentale de un anumit calibru, care să justifice. În timp ce dumneavoastră povesteați despre ei, chiar mă gândeam că putem verifica oricând și ce cifră de afacere au avut ei, să spunem așa, între ghilimele, ce buget au avut și cam care au fost cheltuielile de personal. Nu știu, dar sunt, cred că, relativ îndreptăți să spun, fără să am parametrii exact, o mare parte din bugetul lor s-au dus spre cheltuielile de personal. Nu au fost pentru investiții sau alte forme. Ba, mai mult vedem că, și nu știu dacă chiar ADIUR Trans se ocupă de demolarea liniilor de tramvai, de troleu. Aici a fost o licitație. Deci, apropo, liniile de troleu, o altă discuție care am putea să o facem despre transportul ecologic. A fost o licitație între două societăți foarte cunoscute, Troleibuzu și Drupo. În care să demoleze linia de troleu. Și a câștigat Drupo pentru că Troleibuzul era în disgrație în momentul respectiv, pentru că totul se raportează în România la relația cu șeful. Dumneavoastră știți foarte bine că în orașe mari, chiar din Europa, se investește în extinderea acestor rețele. Da. La noi s-a hotărât desființarea lor. Da. Nu știu, e ca acasă. Cred că e mai simplu să strici ceva decât să construiești încă ceva alături mai bun. Domnul Juga, în ce oraș v-ar plăcea să trăiți? Și cu ocazia asta îmi spuneți și proiectul de program pe care îl aveți împreună cu candidatul Carabele. Aici, mi-ar plăcea să trăiesc în Piatra Neamț, transformat în așa cum arată exemplele unor orașe din România, cum sunt Alba Iulia sau Oradea sau Clujul. Genul ăsta de administrație și de dezvoltare, am încredere că îl putem aduce și la Piatra Neamț. Sunt niște exemple de bune practici de aici, de la noi, din România, deci
nu știu la câte mii de kilometri distanță, unde administrații orientate către cetățeni și administrații care au știut să se folosească de fonduri europene au dus dezvoltarea urbei lor pe o direcție ascendentă. Și de asta lumea vorbește despre aceste orașe și se duc cu plăcere în aceste orașe. Întâmplare sau nu, face că aceste localități, aceste orașe, au fost administrate tot de reprezentanți ai Partidului Național Liberal. Și atunci legătura și bunele practici din aceste orașe pot fi mai ușor aduse și importate. Nu trebuie să reinventezi roata de fiecare dată. Deci asta a reinventat. Ai pe cineva care a făcut un model de dezvoltare, l-a reușit, l-a experimentat și pus în practică. Ok, haide copie de la el cât poți și adu aici la tine. Da. Cum este județul în care v-ar plăcea să trăiți? Și cu ce program veniți dumneavoastră? Echipa de la județ? Județul Neamț în momentul ăsta este unul dintre județele privilegiate ale României din punct de vedere al amplasării, al tot ce înseamnă factori externi care ne-ar putea da un imbolt spre dezvoltare. Zilele trecute am avut bucuria să avem în preajma noastră și pe ministrul dezvoltării a fondurilor europene. Și dumnealui a prezentat o comparație, să spun așa. Ne-a spus un lucru destul de simplu. Zice, ceea ce discutați voi în aceste momente despre operatorul de apă în speță, noi o discutam în Bihor acum 15 ani. A încercat cumva, așa să spună, elegant, să spună că noi suntem cumva decalați cu circa 15-20 de ani din punct de vedere al serviciilor adresate populației. Vis-a-vis de această dezvoltare, un alt segment care a fost destul de ridicat, să spun așa, ca și nivel al discuției, a fost nivelul atragerii de fonduri europene și plafonului care a fost pus la dispoziția României în această sesiune de atragere de fonduri europene. Este pentru prima dată în istorie când noi, în acest moment, avem la dispoziție linii bugetare de aproximativ 80 de miliarde de euro. Comparativ cu sesiunea trecută, când au fost cu tot subvenții 32 de miliarde de euro, deci suntem mai bine de jumătate peste valoare. În condițiile în care România anual cotizează undeva la 900 de milioane de euro la bugetul consolidat al Uniunii Europene. Asta înseamnă că doar pe acest exercițiu de atragere a fondurilor europene, noi depășim cumva cota noastră de contributivitate pe aproape 100 de ani, să spunem așa. Și am întrebat cu curiozitate, întâmplător, fiind la o anumită perioadă și președinte a unui GAL, m-am mai ocupat și prin primărie, prin Dragomirești, am mai atras niște fonduri la un moment dat, chiar eram locul întâi pe cap de locuitor pe Moldova, într-o anumită perioadă, și am întrebat care sunt axele cărora se adresează aceste fonduri. E pentru prima dată în istorie când vine cu acea formă de... Până acum toată lumea a spus în campanie electorală, vreau să înființez rețele de gaz, metan, să conectez populația la gaz, metan. Este prima dată când Uniunea Europeană, printr-o schemă simplificată, acordă și aceste fonduri și acea axă de înființare a rețelelor de gaz metan. Tot timpul povestim despre ecologie, vorbim despre nemaităierea pădurilor, dar nu avem o alternativă și o variantă, pentru că știți foarte bine, nu ne putem întoarce nici la anul 1900 în care omul și vecina mea, tanti Maria, să se încălzească cu coceni. Nu se mai poate, a trecut vremea aia. Dacă noi vrem să evoluăm, obligatoriu trebuie să ne îndreptăm și spre dezvoltare. Acest segment cu dezvoltarea rețelelor de gaz metan, și președintele Mugur Cosmanciuc a spus-o foarte clar, nu a spus... În cei 4 ani, fiecare locuință din județul Neamț trebuie să aibă posibilitatea să se racordeze la rețeaua de gaz metan. Pentru că vă dau un exemplu de ce a folosit posibilitatea. Putea să spună fiecare locuință racordată. În legea în care, vis-a-vis de tot ce înseamnă salubritate și tot ce înseamnă gestiunea deșeurilor într-un județ, spune în felul următor. Dacă rețeaua de canalizare trece prin fața porții tale, ești obligat să fii conectat la ea. Dar să știți foarte bine că nu toți au potențialul economic să o facă imediat, dar cu timpul, prin comparații, ei vor spune și masa critică va fi din ce în ce mai mică care nu se va acorda la aceste utilități. Gazul metan este una din prioritățile care putem să atragem. Dezvoltarea unor căi de acces către municipiul Piatra Neamț, către orașul Târgu Neamț și către orașul Roman într-o formă
modernă, să spunem, într-o zonă sustenabilă. Am văzut cu toții anumite orașe și, cum spunea și colegul meu, cu centuri ocolitoare de un anumit calibru. Am văzut împreună vise, foarte bine. Ce vise, domnul Bănănescu, am fost zilele trecute undeva și am traversat, fără să-mi dau seama, în zona Bacăului pe la Hemeiuș, în partea stângă, trebuia să ajung într-o comună acolo, Leitea Veche se numește, și la un moment dat am avut un șoc, nu știam unde sunt. Era o variantă a unei traversări ca a unei autostrăzi. Și am zis, domnule, ce e aici? Ei, centura ocolitoare a orașului Bacău în acest moment, pe care am înțeles că termen de finalizare o anul viitor, dar de la constructor spune că până va da frigul o va pune chiar în funcțiune, este la nivelul unei autostrăzi, foarte bine executată. Ei, cred că același lucru trebuie să-l arătăm și noi. Și la Piatra Neamț, revenind, sărind de la județ la Piatra Neamț, am dat un exemplu foarte simplu. Modernizarea unui kilometru de drum. Și când spun modernizarea unui kilometru, nu mă refer la așternerea unui covor asfaltic. Pentru că asta înseamnă mult mai puțin. Înseamnă de la trotuare, căi de acces, pentru că vedem în continuare persoane cu dizabilități care, dacă își doresc să ajungă din Dărmănești până în centrul municipiului, nu pot. Un cărucior. Nu e vorba doar de... Și de copii. O mamă cu copil. Nu poate. Doi, trotuarele astea, și când spun de modernizarea unui kilometru de drum, v-am spus, mă refer la trotuare, mă refer la spații verzi, mă refer la tot ce înseamnă și vedem și de mii și milioane de fire atârnate. Doamne, un canal tehnic în marginea, e prima dată sau dacă ai făcut odată, fă, domnule, rețele, fă toată infrastructura subterană, iar covorul asfaltic să vină ca un ultim. Știți cam la cât se duce aproximativ un asemenea kilometru de modernizare? În jur de 250.000 de euro. Modernizare la nivel inclusiv cu spații verzi. Doamne, n-am buget mare, dar anul ăsta am permis să pun 2 milioane, da? Asta înseamnă 8 kilometri. Eu sunt convins că cetățeanul municipiului va înțelege și disconfortul care îl produci, văzând și ca o finalitate. Și ce aș mai face referitor la implicarea cetățeanului, și o spuneam de mai multe ori, în momentul în care vin cu un proiect, mă duc și mă consult cu populația. De ce? Pentru că acel cetățean, sunt convins că are idei mult mai bune, iar echipa tehnică de lângă mine le va implementa. Iar în momentul în care există o licitație și a câștigat firma XSRL, mă duc și fac o a doua dezbatere și spun, băi, oameni buni, firma XSRL a câștigat acest proiect la noastră. Vă rog, urmăriți voi. Nu există diriginte de șantier mai bun decât cetățeanul de acolo. Eu vă spun altceva. Nu există un recepționer de lucrare mai bun decât cetățeanul. Decât cetățeanul. Așa este. Și aici eu aș face, să vă scuze toți cei de la biroul de investiții din primărie, aș face așa, echipa care recepționează trebuie să vină la fața locului să anunțe că vine, când face procesul verbal de recepție. Și atunci discutăm. Eu vreau să vă întreb ceva, am primit acum un mesaj interesant, când vine iarna miroase a cărbuni, când vine primăvara miroase a ghiocei, când vin alegerile miroase a... Promisiuni? Nu. Speranță? Nu. Asfalt. Deci miroase. Când vin alegerile miroase a asfalt. Deci mie mi se pare genială chestia asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, acum hai să ne raportăm. Se asfaltează prin comune, se asfaltează și în fața prefecturii. Deci... Oamenii mai pot fi păcăliți așa? Asta este întrebarea, de fapt. De aceea am și primit acest mesaj pe WhatsApp de la un om care are un umor senzațional. Oamenii mai pot fi păcăliți cu chestiuni de genul mai ăsta făcute pe ultima sută de metri? Mai poate fi păcălit cetățeanul în septembrie 2020 cu asemenea lucruri, cu asfalt, cu spoieli? De fapt, asta ar trebui să fie o normalitate, domnul Bălănescu. Nu ar trebui să se întâmple doar, cum a spus dumneavoastră, primăvara ghiocei și alegerile să miroase a bitum. Mi-a spus cu cocenii că vine iarna. Eu sper că cetățenii să, în primul rând, să iasă la vot și să se gândească la tot ce s-a întâmplat de când și-au exercitat ultima dată dreptul de vot pentru alegeri locale și până acum. Să pună în balanță. Dom'le, nu numai acum când miroase asfalt. Contează, da? Dar miroase și puțin asfalt, miroase, miroase puțin, da, exact. Eu am mers pe străzile din cartierele din acest oraș. Da, e adevărat că mulți dintre noi ne ducem viața poate pe niște pe aleile principale, pe bulevardele principale și considerăm că e acceptabil pe aici pe acolo, dar în cartiere lucrurile stau cu totul altfel. Deci lucrurile stau cu totul altfel. Și vreau să mă întorc puțin la una din întrebările dumneavoastră foarte importante. În ce oraș ți-ar plăcea să locuiești?
vreau să extind orizontul ăsta de timp și aș vrea să spun, să pun întrebarea, în ce oraș mi-ar plăcea să trăiască copiii mei? Da. Da? Că până la urmă, cum spunea și domnul Panaite, puteam să aleg orice oraș, să mă duc în orice oraș din țara aceasta sau din lumea aceasta, până la urmă îmi făceam un viu. Am ales Piatra Neamț, vreau să îmbătrânesc în Piatra Neamț, dar vreau să îmbătrânesc în Piatra Neamț alături de copiii mei. Și nu ei să aleagă, eu știu, calea străinătății, cum au făcut-o membrii multor familii din acest oraș. Până la urmă, către ei, lor, vreau să le asigur un orizont de timp, de trai decent în acest oraș. Și noi nu putem crea decât premisele. Pentru că știm foarte bine, exact, municipalitatea și în speță administrația publică, decât în varianta unui parteneriat public-privat, acela constrâns de anumite rigori ale legii, așa, nu poți să vii neapărat direct să poți să spui, eu am făcut fabrica. Pentru că este un pic utopic spus, dar în aceeași măsură pot să spui, am creat condițiile. Nu, este o minciună, domnul. Ca să nu a spus elegant, da. Dar pot crea condițiile ca administrație să fiu atractiv. Și atunci atractivitatea vine nu neapărat în aceeași concordanță și în aceeași colaborare între oraș și județ. Piatra Neamț poți să-i dai gratis. Cui vrei, la orice firmă din lumea asta. Dacă n-ai o legătură directă, rapidă, nu o să-l intereseze. Pentru că va găsi un alt primar care va fi într-o zonă mai bine situată. Vorbeam cu un coleg de-al nostru dintr-un anumit domeniu al economiei mobilă și îmi spunea, ca să transferi un produs finit pe unitate de măsură, pe fiecare sută de euro valoarea netă a lui, 6 euro e comparativ mai mult la noi, doar ca să ajungă la granița cu vestul țării. Da, 6 euro. De 6% într-o marjă de profit în care știm foarte bine că sunt industrii în care marja de profit nu este una foarte mare. Și atunci, dacă tu 6% i-ai dat doar pentru a deveni, pentru a-ți duce marfa în același punct cu celălalt. De ce? Pentru că în continuare nu beneficiem de autostradă, nu beneficiem. Am fost întrebat la un moment dat de ce nu ne gândim, de ce n-am ajuns la stadiul la care să ne gândim ca și județ. Dom'le, cum ne conectăm la autostradă? Am spus-o și în direct. Vreau să văd și îmi doresc din tot sufletul să văd autostrada Unirii. Îmi doresc măcar începută, domnul Bălănescu. Și sunt convins că e prima dată și suntem de atâta timp în poveștile astea anumite autostrăzi și miros de bitum, încât e prima dată când văd cu subiect și predicat. Și de ce îl văd? Nu că aș fi o mare vizionar, ci doar prin faptul că în momentul ăsta e prima dată când ne-a permis și facem parte din strategia de dezvoltare a culoarului 4 pan-european în ceea ce privește marea circulație rutieră. E prima dată când intrăm în strategia Uniunii Europene. Și atunci sunt convins că vrând nevrând acele fonduri ne vor împinge de la spate, așa să spunem, să facem și lucruri. Nu doar să căutăm de ce ori nu am putut să fac. Deci, cum spune o vorbă înțeleaptă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă traistă. Am așa e și cu Uniunea Europeană. El îți asigură niște premise, dar nu ți le bagă în traistă. Spune la dispoziție niște linii de bugetare, atâta tot. Restul ține de tine, cum le achiusezi. Da. Și mai este o problemă. Ei au dat, ei au creat niște axe și ai noștri, ca brazii, le-au încărcat. Au creat o birocrație excesivă, mai mare decât cea de la Bruxelles, care la rândul ei este deja excesivă. Și atunci ne mirăm că nu reușim. Domnul Bălănescu, pe un proiect care l-am luat, Dragomir, și de o valoare de 2 milioane jumate de euro pentru o investiție de infrastructură mare, nu e un buget foarte mare. În momentul în care am accesat toată documentația, a fost compusă din 28.000 de pagini care au fost semnate la un moment dat, cu vreo două zile înainte să depunem toată documentația când era deadline-ul, într-o dimineață, undeva pe la 3 dimineața, creierul a refuzat să mai îmi recunoască propria semnătură. N-am mai putut să mai semnez. Se semnez 28.000 de pagini. Acum trebuie să vă întrerup și să vă spun așa. Asta este un lucru până la urmă normal. Ai 28.000 de pagini, trebuie să le semnezi. E o prostie, dar trebuie să le semnezi. Dar ce te faci când primești o hârtie, să o semnezi digital și după ce ai semnat-o digital, te trezești cu o adresă care spune, ia listați voi ce ați semnat digital, semnați holograf pe fiecare pagină, scanați și trimiteți înapoi. Deci,
vreau să scăpăm de aceste lucruri. Dar, pentru că suntem într-o emisiune cu un anumit specific, o să vă rog să încheiem apoteotic. Adică, domnul Jugan, care este candidat pentru Consiliul Local, îmi va spune de ce este domnul Mugur Cosmanciuc persoana cea mai potrivită ca să conducă Consiliul Județean și domnul Panaite ne va vorbi despre Andrei Carabelea și de ce este el potrivit să conducă municipiul Piatra Neamț. Vă rog. Și încheiem, că asta e. Orice lucru bun durează, mi se pare că durează puțin. Da. Consider că Mugur Cosmanciuc are calitățile unui lider care poate să atragă în jurul său toți polii care pot să concure la dezvoltarea acestui județ. Este un om care are cultura necesară, are experiența necesară, are informațiile și legăturile necesare pentru a duce județul Neamț pe o cale de dezvoltare ascendentă. De asta cunoaște județul Neamț, stă, l-a bătut în lung și în lat, i-a văzut problemele și știe și care sunt soluțiile. Și totodată, cu o guvernare liberală, care cu toții sperăm că așa va fi și după alegerile parlamentare, acest lucru va fi mai ușor de implementat. Da? Vă rog, domnul... Pot completa la ce a spus colegul meu? N-am văzut de foarte mult timp o determinare atât de mare la un om să facă ceva pentru județul ăsta. De foarte mult timp. Și... mi-a dat Dumnezeu bucuria să stau în jurul unor oameni care au condus destinele acestui județ. Revenind la întrebarea dumneavoastră, de ce Andrei Carabelea? E foarte simplu. În primul rând, are o echipă foarte bună în jurul său, foarte bună. Este un om dispus să asculte. Este un om care, la începutul campaniei, am purtat foarte multe discuții într-un anumit cerc extins pe diferite problematici. Și l-am văzut la ceva timp cu o sinteză a lor asumată și pregătit să o pună în practică. Sunt convins că va avea un sprijin deosebit din bună, atât din partea domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Mugur Cosmanciuc, cât și a Guvernului României, pentru că știm foarte bine bugetul din impozite și taxe al municipiului Piatra Neamț este un buget subțire, să spunem așa, care asigură doar pragul de existență și ceva minim de dezvoltare. Și atunci, toate astea coroborate îi dau puterea și garanția că Andrei poate să reprezinte cu brio, să spun, acest municipiu. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. A fost o emisiune în care eu personal m-am simțit bine pentru că am vorbit mai puțin, ca de obicei. Așa, vă doresc succes dumneavoastră și candidaților pe care i-ați reprezentat în această emisiune. Și să ne vedem cu bine în următoarele emisiuni. Cele bune, oameni buni! Și noi vă mulțumim din suflet pentru invitație. A fost într-adevăr o zonă de discuție plăcută și cu toate că a fost o sustenabilitate a campaniei electorale, am fost cu toți într-o zonă de confort. Insist și eu în continuare pe implicarea tuturor în viața politică și cu ieșitul la vot și hai să dăm o șansă acestui oraș prin ducând la primărie un om cu bun simț și un om cu bine intenționat, care vede doar interesul cetățenilor și atât. Da, așa este. Eu aș vrea, și cu asta încheiem, să spun un lucru. Este prima dată când mi-aș dori să văd și eu, hai să nu o numim așa, dar un fel de cadouri electorale. Sunt foarte mulți oameni care se tem să vină la vot. Din cauza boli. Atunci parcă mi-aș dori să văd și eu că vine cineva și spune: domne, poftiți mănuși, poftiți măști, poftiți astea, aveți condiții ca să mergeți la vot. Cunosc personal foarte multă lume care spune: domne, eu nu merg că mi-e frică. Și atunci poate chiar și cei care candidează ar trebui să se gândească la aceste lucruri, nu numai autoritatea care este pe funcție, care poate de multe ori nu este interesată să iasă foarte multă lume la vot. Ne oprim aici. Cele bune, sănătate! Vă mulțumim, toate bune! Zi frumoasă!